Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom continua partea a doua a lebedei. Așa cum spuneam, voi face tutoriale mai scurte, tutoriale la care să nu vă plictisiți. Ieri am lucrat și am ajuns până în acest punct. Astăzi vom continua gâtul lebedei. Voi trece direct la lucru și... Dacă vă amintiți, am ajuns la cel de-al doilea rând, unde am obținut la sfârșitul acestui rând 15 piciorușe scurte. Voi continua rândul următor, lucrând 4 piciorușe scurte. 1 2 3 Vom face o scădere. După aceste 4 piciorușe scurte, facem o scădere. Vom continua cu 7 piciorușe scurte. 1 2 3 5 6 7 Vom face apoi o mulțire în următorul picioruș. După care vom continua un picioruș scurt. În acest moment am obținut 15 piciorușe scurte din nou și acum vom face un rând de 15 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat cele 15 piciorușe scurte, acum voi continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4 O scădere. Șase piciorușe scurte. 5 este un pic mai mult de lucru la gât, 2, trebuie să-i dăm forma, 3, 4, 5, cel de-al șaselea, o mulțire, urmat de două piciorușe scurte. Exact, ieșim exact, deci aceasta înseamnă că am lucrat bine. Vom schimba firul despărțitor, vom începe următorul rând. 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4 urmate de o scădere și vom continua cu 9 piciorușe scurte care ne-au rămas până la sfârșitul acestui rând, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 14 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Vom continua rândul următor lucrând ca de obicei 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4 Vom face din nou o scădere
Vom continua cu 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4 și cel de-al cincilea. O mulțire. Două piciorușe scurte, cu care vom termina și acest rând, și am obținut din nou un număr de 14 piciorușe scurte. Deci mulțim și scădem, în felul acesta dăm formă gâtului. Voi continua rândul următor. De această dată voi lucra doar 3 piciorușe scurte. 1, 2, cel de-al treilea o scădere după care vom lucra 9 piciorușe scurte care ne-au rămas până la sfârșitul acestui rând și astfel vom obține un număr de 13 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, cel de-al treilea, o scădere, vom continua cu 5 piciorușe scurte. Trebuie să fim foarte atente aici pentru că se strâmtează lucrarea în sine. Avem deja 2. Trei. Patru. Cinci. Acum vom face o mulțire. Urmată de 2 piciorușe scurte. Cu care ajungem la capătul rândului și în acest fel am obținut din nou 13 piciorușe scurte. Acum vom face ultimul rând de la gâtul lebedei. Și vom porni din nou cu 3 piciorușe scurte, 1, 2, cel de-al treilea, o scădere. Scădere, 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, iar acum ultimele 5 piciorușe din rândul anterior vom lucra jumătăți de picioruș dublu sau picioruș dublu redus. Deci iau o dată pe croșet firul, vedeți, am 2, voi intra în primul picioruș, acum am 3 fire pe croșet, le închid împreună. Deci avem un picioruș dublu redus, cel de-al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea și cel de-al cincilea picioruș dublu redus. Acum am obținut un total de 12 piciorușe scurte. Voi scoate firul despărțitor,
Voi lăsa o bucată de fir mai lung pentru a coase și vom închide această parte a lucrării. Acum vom trece să executăm și capul, după care vom completa lucrarea, vom umple și vom da forma finală lucrării noastre. Pentru cap vom începe în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte, așa cum începem de obicei toate lucrările noastre amigurumi. Primul nu îl punem la socoteală, deci vom începe 6 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 Cel de-al șaselea picioruș scurt. Vom închide cercul magic cu fir alunecat, așa cum închidem toate lucrările. Iar rândul următor vom lucra în corespondența fiecărui picioruș o mulțire. La sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Noi vom lucra singure acum. Vom continua rândul următor. Am pus firul despărțitor, după cum vedeți, un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o mulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Continuăm lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, apoi vom face o mulțire. Vom continua pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra ultimul rând de mulțiri. Vom începe 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4 urmate de o mulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Odată obținute cele 36 de piciorușe scurte, noi vom face 5 rânduri de câte 36 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește, că nu-l găsesc, și vom face un total de 5 rânduri. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor 5 rânduri de câte 36 de piciorușe scurte pentru a continua lucrarea. Am lucrat cele 5 rânduri de câte 36 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4
după care vom face o scădere. Vom continua pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului și la sfârșitul acestui rând ne întâlnim cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, urmate de o scădere. Vom proceda pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un total de 24 de piciorușe scurte. În momentul în care am ajuns în acest punct, deci am terminat și acest rând de scăderi, am obținut 24 de piciorușe scurte, vom introduce ochișorii de siguranță pentru persoanele care au acești ochișori. Pentru persoanele care lucrați cu fir mai gros, veți folosi ochișori un pic mai mari. Ai mei vedeți că sunt foarte mici, au 0,5 mm. Și vom număra, începând de la primul rând, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. În corespondența celui de-al 9-lea rând, indiferent unde, noi vom introduce primul ochișor. Să nu uităm că căpușorul este rotund și de aceea nu are importanță exact locul unde îl introducem. Va fi foarte greu pentru că eu lucrez strâns și aici voi încerca să introduc acest ochișor. A intrat în sfârșit, îi voi pune căpăcelul de siguranță, vom strânge bine, după care, în direcție opusă, pe cealaltă parte, deci vom pune lucrul așa în două, vom pune cel de-al doilea ochișor, în modul în care să fie exact în aceeași direcție, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aici va veni cel de-al 9-lea, deci punem în două lucru și vom introduce și cel de-al 2-lea ochișor, pe care, bineînțeles, îl voi introduce foarte greu. Eu lucrez strâns și am ales să lucrez cu croșetul mai mic, v-am explicat motivul, pentru că astfel, în momentul în care vom închide jucăriile noastre, nu se va vedea melana sau vat, ceea ce folosiți dumneavoastră pentru a umple. Eu, pentru a umple, cumpăr întotdeauna perne, și folosesc melana din acele perne. Voi strânge bine și acesta. După cum vedeți, i-am așezat în felul acesta. Chiar dacă acum vi se pare că sunt prea sus, nu este. Pentru că să nu uităm că va veni și ciocușorul și apoi va veni și coronița. După care voi lua un fir cu ață neagră și voi face câteva gene. După cum vedeți, nu am făcut un nod normal, am făcut acest tip de nod. Voi desface, să vedeți. Deci am lăsat o bucățică mai lungă, pentru că nu aș vrea să iasă, vedeți, în felul acesta. Și vom coase genele. În felul acesta îi vom da un aspect cât mai plăcut. Voi intra aici într-o parte. Eu vă voi arăta la primul ochi, după care la cel de-al doilea vom lucra singure, pentru că așa cum am spus, vreau să fac și chiar este indicat să fac tutoriale mai scurte,
pentru a nu plictisi prea mult, pentru că într-adevăr este lung un tutorial de o oră sau și vom face câteva gene aici, să-i dăm un aspect cât mai atrăgător, cât mai plăcut. Acesta. Deci am făcut aceste două mai scurte, iar a treia din nou o voi face un pic mai lungă. După care voi trece la ochiul următor. Vedeți? Intră greu acul pentru că lucrul este foarte, foarte bătut, foarte des. Așa. Și acum la celălalt ochi vom trece cu firul și vom face din nou în același mod genele. De aceea spuneam că eu voi. Cred că vom face aici alta. Eu voi lăsa amprenta mea pe această lucrare, voi face modul în care consider eu că este mai bine. Nu, ajunge atât. Așa, în felul acesta. Acum voi lucra singură celălalt ochișor. Am terminat de făcut genele. În acest moment vom continua cu scăderile și vom lucra două piciorușe scurte. Mi se încurcă croșetul aici, așa ca să fie treaba cât mai bună. Deci două piciorușe scurte. 1, 2, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Între timp am umplut căpușorul cu melană, după cum vedeți, acum voi continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere. Voi repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului. Iar la sfârșitul acestui rând vom încheia cu scăderile și vom continua lucrarea. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vedeți. Voi continua împreună cu dumneavoastră. Eu sper că nu ies din cadru și puteți să mă vedeți. Picioruș scurt. Scădere. Am ajuns la capătul acestui rând. Acum ne vom uita dacă este nevoie să mai punem umplutură, vom pune. Dacă nu, va rămâne așa. Dumneavoastră veți decide dacă l-ați umplut bine. După care voi face scăderi consecutive. Deci una.
cea de-a șasea scădere cu care voi încheia căpușorul. Deci ultima scădere. În acest moment noi vom tăia firul, vom lăsa o bucățică cât să putem pune acul să coasem, vom închide această parte a lucrării cu croșetul, vom aranja bine, da? Iar acum cu acul pentru cusut lână, acul mare, vom da ultimul ultimul rând aici de cusături, vom închide fiecare picioruș și astfel vom încheia lucrarea noastră, deci partea cu căpușorul. Am ajuns aici, voi trage bine, vedeți, am închis bine și voi pierde firul undeva într-o parte, după care îl voi scurta. Am ajuns și în acest punct. Voi scurta acest capăt de fir. Continuăm cu lucrarea. Vom face ciocul, vom face cercul magic. În interiorul acestuia vom face un număr de 6 piciorușe scurte. Primul nu îl vom pune la număr, deci acesta nu îl punem la număr, vom lucra 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și cel de-al șaselea, după care vom închide cercul magic cu fir alunecat. Intră foarte greu, pentru că, așa cum vă spuneam, lucrez strâns, vreau ca lucrarea să aibă un aspect cât mai plăcut și vom continua cu următorul rând. Vom pune firul despărțitor, pentru că avem nevoie de acesta. Acum vom lucra un picioruș scurt, urmat de o mulțire. În felul acesta, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 9 piciorușe scurte. Deci am făcut un picioruș scurt, acum fac o mulțire. Vom repeta de 2 ori încă, deci pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului. Face cea de-a doua mulțire. Aici va fi din nou un pic mai dificil, după cum vedeți, pentru că locul este foarte micuț și nu este ca în acel moment în care în fiecare picioruș facem o mulțire. Va trebui să întoarcem lucrul în felul acesta pentru a-i da formă. Vedeți? Îl întoarcem. Iar acum voi face ultimul picioruș scurt. Aici. Și ultima înmulțire.
și am obținut un număr de 9 piciorușe scurte. Vom scoate firul despărțitor cu croșetul. Vom împinge mijlocul, vedeți, în felul acesta, pentru a-l forma, pentru a da formă ciocului. După care continuăm următorul rând. Este un pic mai migălos aici. Următorul rând vom lucra 2 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 12 piciorușe scurte, deci 2 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Iar acum vom lucra singure. Vom termina rândul singure. Vom avea grijă să îndoim întotdeauna în felul acesta lucrarea. Vom continua cu un rând de 12 piciorușe scurte, deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Ajunse în acest punct, noi vom scurta firul, bineînțeles vom lăsa o bucată de fir ca să avem cu ce coase, vom închide lucrarea, iar eu voi închide aici și această a doua parte a tutorialului. Ceea ce urmează, din nou, este lucru de migală, de aceea va necesita mai mult timp. Capătul de fir de la începutul lucrării îl vom ascunde aici în interior, va face de umplutură, nu trebuie să-l tăiem. Deci îl vom ascunde aici când va fi să coasem ciocul. Ciocul va fi cusut exact între ochișori. Deci, așa cum vă spuneam, eu voi închide aici acest tutorial. Vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări. Vă rog, dacă doriți, să lăsați un like, un comentariu, un share, dacă v-a plăcut ceea ce am lucrat până acum și ne vom întâlni cu un nou tutorial unde vom încheia această lucrare. Eu vă îmbrățișez pe fiecare dintre dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție, vă salută Tatiana și ne întâlnim mâine cu următorul tutorial. La revedere!